Bun găsit tuturor, vă spune de la Cluj Andrei Tivilichi. Etapa a șasea a Ligii întâi se încheie în direct la DigiSport cu partida dintre CFR Cluj și Corona Brașov, două formații care au început extrem de rău acest sezon, două formații care au avut parte de multe convulsii înaintea de startul campionatului. CFR-ul și-a anunțat candidatura în lupta pentru titlu, iată însă că formația ardeleană se află abia pe locul 14 în acest moment cu 5 puncte acumulate, în timp ce adversarul de astăzi, Corona Brașov, este penultima în clasament, locul 17 cu un singur punct. A fost remiza din etapa trecută 1-1 cu Dinamo, DCFR, apoi Burlacu, Rafa Stănescu, Mihai Stere, Horia Popa, Andrei Vaștac și João Marcos. Începe în acest moment meciul de la Cluj dintre CFR și Corona Brașov. Evident, pornește cu prima șansă. Nu e exclus să tragă direct spre poartă de acolo. Sunt cam 30-32 de metri. Ionuț Rada, un șut puternic, formidabil execuție, respinge Marc în corner, aproape de un gol fantastic. Ionuț Rada, aplaudat de toți spectatorii. Iată torpila pe care o lansează Rada. O primă intervenție salvatoare, ducea perfect în acest balon, șutat cu sete de Ionuț Rada. Pierciu, nou pierd balonul, jucătorul lui Nicolae Manea. Paul Batin, în care este doar Ogbu. Batin acum poate pasa în 6 metri. Ogbu, gol! 1-0 pentru CFR Cluj, minutul 18. O simplă formalitate îndeplinită de Ogbu. Ciuca era la 1 metru, la 2 metri de poartă, n-avea cum să rateze de acolo. Trebuie scoasă în evidentă însă această acțiune excelentă a lui Paul Batin. El a lucrat faza în banda stângă și i-a dat un assist lui Ogbu Ciuca. Iată, doar 17 minute a rezistat aici în Gruia Corona Brașov. Da, merită toate felicitările Paul Batin. Ogbu Ciuca îi mulțumește coechipierului său pentru pasa decisivă pe care i-a oferit-o Paul Batin. Priviște de marcare bună, reușește și Ogbu. E adevărat, e o lipsă de reacție teribilă a fundașilor Coronei. Bogdan Dumitru, fundașul stânga, n-a reușit să strângă la Ogbu. Ea degajează greșit Olariu, atenție la această fază, Olariu trage însă în brațele lui Mincă. Ce greșeală face înlocuitorului Mario Felgheiraș. Își cere scuze, parcă ar fi vrut să-i paseze lui Olariu precisă, între ghilimele, în această pasă a lui Mincă, pentru că a trimis exact în picioare. Și Braga Panduri, 22-30, lovitură de cap aici foarte bună a lui Paul Batin, scoate de lângă bară Marc. De pe ce să-și treacă și Paul Batin numele pe lista marcatorilor. A lovit bine balonul cu capul, dar pe fază Marc respinge. A doua intervenție de calitate a portarului Marc. Centrarea îi aparține lui Camora. Ciprian Deac, excelentă continuarea lui Deac, pasă cu călcâiul pe la spate. Ogbu Ciuca, Velaios Deac, Deac centrează cu dreptul, lovitură de cap a lui Ogbu Ciuca, prea moale însă, reține Marc. Dar o fază destul de consistentă a ceferiștilor. Acesta este faultul lui Paul Batin. Iar apoi lovitura de cap a lui Ogbu Ciuca. Pusă în partea stângă la Braganța, Burlacu vine la învoluire, Braganța centrează, respinge Felice Piccolo. Nu prea trece nicio minge de italian, un balon din nou pe lângă poartă, a fost un șut centrare a lui João Marcos. Atom, mai întâi preluare pe piept, apoi Deac, Ogbu are prin planul, Ogbu preia, Ogbu nu are însă poziție de șut. Ogbu s-a și accidentat. Voiculez, minge deviată, respinge Marc. Lovitură de la colț, dar sunt probleme pentru Ogbu Ciuca. S-a prăbușit după acea poasă, e clar că va fi schimbat, cred că este vorba de o problemă musculară. Ok,
Pasa lui Deac, poziție corectă la nigerian. Dă drumul la minge, iar apoi se întinde pe gazon. Să nu fie vorba de o ruptură, deși nu cred. Intră în locul lui Buciuca, Gregori Tade, jucător, un alt jucător venit în această vară la CFR Cluj. Acolo se infiltrează sau încearcă să se insereze și un jucător al Coronei pentru a crea o breșă. Dâlbea trage puternic, extraordinar șutul la concurență cu cel al lui Ionuț Rada din prima repriză, dar iată ce răspuns are și Mincă. Apar ocaziile la poarta CFR-ului în acest final de partidă. Lovitură de la Colț, Dâlbea încearcă devierea, se cere hand și este penalti. Lovitură de la 11 metri pentru Corona, minutul 84. O perioadă bună de joc pentru Corona, poate cea mai bună din această partidă. Iată, pe fondul acestei perioade de joc, cu ocazii, vine lovitura de la 11 metri, o deviere cu călcâiul al lui Dâlbea și un hand pe care îl face Djokovic, tânărul de 21 de ani, Neacșa. Ce lovitură ar fi ca formația brașoveană să plece cu un punct de aici, din Gruia. Să nu anticipăm însă, minutul 85, penalti pe care îl va executa Neacșa față în față cu Mincă. Neacșa se apropie de minge, Neacșa apără Mincă! Eroul CFR-ului, portarul Mihai Mincă, apără un penalti bătut slab, însă bătut slab de Neacșa, tras pe centrul porții. Lipsit de reacție Nicolae Manea. Haideți să revedem șutul de la 11 metri. Agață balonul cu piciorul, foarte slab trage Neacșa. CFR-ului i-a trecut glonțul pe la ureche. Executarea loviturii, centralul George Găman. Djokovic pentru Tade, Tade blochează totuși Marc. De departe, cel mai bun fotbalist al Coronei Brașov, Marc, încă o intervenție salvatoare. Moralul la cote maxime, mă cert, Mincă după acea paradă de la 11 metri și aceasta este marea ocazie a lui Tade. A ieșit în întâmpinare impecabil, îndepărtează pericolul Rada și aici se termină meciul dintre CFR Cluj și Corona Brașov.